Salut, sunt Șerban și acesta e al 14-lea tutorial dintr-o suită de tutoriale ale limbajului C++, tutoriale ce le voi face pentru tutoriale video.info. În acest tutorial vom începe discuția despre transmiterea parametrilor unor funcții și voi începe cu transmiterea prin valoare. După cum vedeți, am creat o nouă funcție, passByValue, cu un parametru transmis prin valoare, denumit value. Transmiterea prin valoare este cea mai folosită în programele C++ pentru a transmite operanzi, variabile, prin intermediul parametrilor unei funcții. Modul în care funcționează transmiterea prin valoare este următorul. Funcția este apelată în funcția main cu o valoare, eu i-am zis 2, să zicem. Apoi, când flow programului va sări la funcția passByValue, va identifica parametru intValue și, practic, variabila value abia acum va fi creată. Deci, de fiecare dată când se apelează o funcție, de exemplu passByValue, variabila value va fi creată de fiecare dată. Deci ea este practic o copie a lui 2 de aici. Se creează o copie a acestui 2 prin value și practic acum value va avea valoarea 2. Am adăugat 2 lui value și l-am retornat pentru că funcția este de tip int și am retornat o valoare de tip int. Și am afișat rezultatul. Rezultatul passByValue este passByValue de 2. Am rulat programul și răspunsul a fost, rezultatul passByValue este 4, da? Deci a adunat 2 cu 2. Ce ar fi un pic de știut despre transmiterea prin valoare? După cum am spus, o copie se creează de fiecare dată când funcția este apelată. Asta este un mic dezavantaj al transmiterii parametrilor prin valoare, pentru că atunci când eu transmit un integer, n-o să dureze foarte mult timp să creeze copia și să o inițializeze cu 2. Însă, când vreau să transmit aici un parametru care nu va fi un int simplu, ci va fi o clasă, să zic, class tutorial, ei, aici depinde că nu. Bine, asta nu va fi class. Dar, mă rog, ideea e că dacă aici ar fi fost o clasă, ar fi fost foarte, foarte. Ar fi durat destul de mult timp ca toate elementele acelei clase să fie copiate și asignate lui value. Deci, un mare dezavantaj e că de fiecare dată se creează această copie și în funcție de ce se transmite, de dimensiunea parametrului transmis, poate lua timp. Timp pe care am preferat să nu-l consumăm așa. Asta ar fi un dezavantaj al transmiterii prin valoare. Un avantaj este faptul că noi putem, că parametrul nostru poate fi de forma asta. Sau poate fi de forma asta. Și atunci aici putem să punem X sau poate fi de forma asta. Și programul nostru va funcționa corect. Rezultatele vor fi 4, 4, 5. Da, pentru că X este 2. Putem să punem aici o valoare sau o variabilă sau o operație. Și el va face operația și astfel va apela funcția corect. Un alt avantaj este faptul că un avantaj și pe de o parte, pe de altă parte, poate fi un dezavantaj în unele cazuri. E bine, atunci când folosim transmiterea prin valoare, dacă, de exemplu, am apelat passByValue de x și pe x, adică value va deveni x, asta va fi flow.
value va deveni x, value se va face x plus 2, adică 4, și va returna. E bine, după cum vedeți, value aici este modificat. Value ia valoarea value plus 2 și value se transformă în 4. Ei bine, dacă o să facem ceva de genul ăsta, x-ul nostru este x. O să vedem că x-ul nostru nu s-a schimbat cu absolut nimic. Pentru că s-a făcut o copie la x, x-ul nu este absolut deloc modificat. Astfel că noi aici putem să o luăm razna cu valoarea asta value. Ea ia valoarea lui x, este o copie a lui x, dar ea este singura care este modificată. X rămâne neschimbat. Pe de o parte asta e bine pentru că nu există efecte laterale. Pot să iau o valoare și să mă joc pe ea la infinit și valoarea nu se va strica. X-ul meu nu se va strica, dar în funcția mea eu pot să iau razna cu value. Pot să-l adun, să-l scad, să fac o grămadă de chestii cu el. Asta e partea bună. X-ul nostru rămâne nemodificat. Partea rea este că X-ul rămâne nemodificat. Adică nu prea putem mod nu X-ul nostru rămâne la fel, poate câteodată ne dorim ca X-ul să se modifice. După ce s-a terminat funcția, probabil că eu o să vreau la un moment dat ca X-ul meu să se modifice. Ei bine, nu pot să fac asta, X-ul rămâne 2, oricât de mult aș face, oricâte operații aș face pe el, nu contează, X-ul meu rămâne nemodificat. Asta poate să fie un lucru rău. O opțiune pentru ca X-ul meu să se modifice ar fi să îl declar global. Bun. Acum că l-am declarat global, vom vedea x-ul este tot 2 pentru că este declarat aici. Bun. Și pentru a fi modificat total, dacă aici avem x și întoarcem x, de exemplu, vedeți că x-ul s-a modificat în 6. Deci, x-ul a fost 2 inițial, apoi a intrat în funcția asta pentru x, cu x-ul 2, pe sb value de 2, apoi în asta, în această funcție pass by value, am modificat x-ul și l-am returnat. Bun, și acum x-ul meu este unul modificat. Nu mai este 2, este 6. Cam așa funcționează, dar se încearcă evitarea folosirilor variabilor globale pentru că nu obținem comportamente neplăcute. Bun. Acesta a fost tutorialul despre transmiterea prin valoare. Eu am fost Șerban, vă salut!